Mașina în care a fost transportat Cătălin Cherecheș, care a ajuns la penitenciarul din Arad. Avem aceste imagini în direct. Mașina în care a fost transportat de către poliția română, Cătălin Cherecheș, de la Vama Nădlag, a ajuns la penitenciarul Arad. Avem aceste imagini. Ținta finală este, mă rog, trebuie să ajungă la Rahova, unde va sta 21 de zile în carantină, după care va fi mutat la Aiud, unde își va ispăși pedeapsa. Până atunci mai e ceva timp și sunt și foarte multe alte discuții în contradictoriu din punct de vedere juridic, cum că unele fapte s-ar fi prescris, există această temă de discuție, sigur nevalidată de vreo instanță deocamdată. Așadar, am văzut aceste imagini și avem un alt news alert.